să nu-mi ajute Dumnezeu de vă mint. Ascultați-vă ce vă spun. Băi, ascultați-mă ce vă spun. Nu mai jucați la păcănele. Nu mai jucați la electronice, măi. Acum am venit de o oră acasă. Băi, întrebați, măi, care sunteți din Cluj, măi, clujeni. Că nu mint. La Seven, peste drum de Bic. Din 37 de milioane. Pe miză maximă 5.050 de lei apăsarea. În 20 de minute m-o sfârticacă. Știți cum era aparatul? Pâc! Nici mă... Ură dușmanii! Atatie! Bă! Și s-o temut ăla de acolo, că tot am zis că am... N-a stat să vedeți că am spart aparatul. Și-o venit bodyguard-ul. Unul dintre ei. S-a zis, Nelson, calmează-te, Nelson, calmează-te, din obraz, că mi-i prieteni și lucră acolo, dar nu pot să fac, că dar așa și-a vintă-ți bodyguard-ul la grup ce melestește. N-ai șansă. A, eu prima dată mânc macaroanele, după aceea mânc. Auziți, bă? S-a zis așa. Și așa nu are pe cine să pună vina. Pe care bodyguard, că-s mulți. Și-a zis așa, băi Nelson, frate, nu mai juca. La fiecare sală de jocuri, la fiecare mall de ăla unde sunt aparate, sunt anumiți jucători, sunt manglitorii pe miză mică, care vin cu 10 lei, 20 de lei și o încearcă și se distrează. Și sunt jucătorii renumiți ca tine, ca Vizitiu, ca Brăduț, ca Dunăre, ca... Deci mai mulți jucători, mai mulți jucători, înțelegeți? Ca și Caius, jucați, ca și Piști Unguru, înțelegeți? Jucați pe miză maximă și ei stă în birou și se uită pe camerile video și râde de tine cum îți bagi banii. Înțelegeți? Băi oameni, voi știți ce înseamnă să pariezi orfanii? Voi știți? Băi, orfanii. Stânga-dreapta, pe parte și pe alta. Și să-ți dai ori 25 din seria mare. Băi, ori 22 capetile. A? Imposibil așa ceva să meargă bila bububububuf și î. Vă știți ce înseamnă la electronice, la aparate, fructe, scoici, cărți și alte stele? Să-ți dai două părți de coroane, două părți de coroane și pe mijloc să-ți dai golul. A? La cărți, două cărți face tiu-tiu. Deci mi-a spus ăsta, nu mai juca că te lucră din computer. Cum mă lucră pe mine, așa vă lucră și pe voi. Vă băgați în datorii? N-aveți să plătiți datoriile? Datoriile de unde le luați? De la băieții cu bani? Na, dacă nu dați banii, crește dobânda. Și uitați cum trebuie să faceți infracțiuni ca să dați banii. Dacă nu faceți infracțiuni, băgați televizorul, băgați frigiderul, tragă-i a ușă de la intrare, băgați apartamentul. Ha? Băi, ni, ultima să-mi știe, bea mi-ar băut atâte pe pricile umplute. Lobo, nu mai joacă tata. Nu mai joacă tata. Uite aici, toate hârtiile, contractile. Cât mai are tata? 780 de milioane de plătit. Atâta mai are tata. 780 de milioane la căsălea de amanet. Ne ajută Dumnezeu și le fac și scot aurul și nu mă mai joc. Plânge v-ați în pumni. Tăți proprietarii care aveți săli de jocuri electronice pe bază de bani, nu distractive. Nu v-ar ajuta Dumnezeu. Cum o mâng eu asta fără tihnă, așa să mereți voi fără tihnă acasă. Înțelegeți ce vreau? Despre a voastră nevastă.
campion. Dolce Cabana are tata. Tot eu sunt campion. Că astăzi era să-mi dau și la amanet și asta de aici, și asta de aici. Ce eticheta de păpate? Că vă tăia, deci au venit pe lângă mine vreo doi. Eu zic, Nelson, nu-i de vânzare jaca, când o văzut. Mă plânge, v-ați împun să vă plângeți, că tata are, tata are, mă, are tata. Să scoate tata. Nu. Că mă ia iară fiscul. Lăsați-mă să mâncă, să răcește și iară trebuie să le încălzășele, costă bani. Am pupat Nelson Mondialu, care știe tătardealul, Spania, Franța, Italia. Și alte orașe de pe Cluj-Napoca, de pe România, scuzați-mă, macaroană. Nu-i mai carne, nu-i mai chiți. Cum plecitură mâncă tata și păprică, usturoaie, numai...